Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Andrei Bărbulescu și începe o nouă ediție a emisiunii E Vremea Ta. În următoarele 10 minute aflăm ce mai nou prin lume, prin țară, legat de vreme și de vremuri. Pe 17 iunie este Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei, stabilită în 1994 la inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Anul trecut, Europa s-a confruntat cu cea mai gravă secetă din ultimii 500 de ani. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Astăzi aflăm că un loc natural unic în lume va fi în siguranță, cu foarte mulți bani însă. Taberele de vară pentru elevi rămân la mare căutare și în acest an și desigur aflăm cum va fi vremea la noi în țară pe termen scurt. Din acest weekend, românii care vor să se ducă pe vârful munților cu mașina pot urca din nou pe Transalpina. Curățarea drumului a fost cam dificilă pentru că în anumite locuri stratul de zăpadă a avut 5 metri înălțime. Dar și pentru că vremea a fost extrem de capricioasă în această primăvară. Pe Transalpina a nins ultima dată acum 3 săptămâni. Acum drumul a fost deschis în condiții bune între Rânca și Obârșia Lotrului, dar deocamdată între orele 8 și 18 și doar pentru autoturismele de maxim 3 tone și jumătate. Până să se deschidă pentru public, drumul de mare altitudine a fost gazda unei etape din campionatul de viteză în coastă din cadrul întrecerii naționale de raliuri. Din cauza vremii schimbătoare din această primăvară a fost compromisă și recolta de fructe românești. Ploile în exces care au căzut mai ales în perioada de înflorire a pomilor, diminețile cu brumă și oscilațiile de temperatură înregistrate în același moment de vegetație sunt responsabile pentru situația de acum din livezile românești. Cele mai scăzute vor fi producțiile de cireșe, caise, piersici sau mere. Fermierii spun că, deși în general ploile sunt benefice în agricultură, când sunt în exces afectează atât pomii cât și fructele. Fondurile din programul Casa Verde Fotovoltaice continuă să se epuizeze mai ceva ca pâinea caldă. Pentru regiunea Sud-Muntenie, adică județele Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, banii destinați celor care vor să devină prosumatori de energie electrică s-au epuizat în 4 minute. Bugetul alocat acestei regiuni a fost de aproape 290 de milioane de lei și s-au înscris 14.000 de doritori. Urmează între 19 și 21 iunie regiunea Sud-Vest, unde bugetul alocat este de 174,3 milioane de lei. Apoi, între 22 și 26 iunie sunt la rând județele din regiunea Vest, cu buget de 200 de milioane de lei. Până acum, campioana la viteza de epuizare a fondurilor a fost regiunea Centru, unde 245 de milioane de lei s-au terminat în 3 minute. Finanțarea acordată de stat este de maxim 20.000 de lei, iar beneficiarul plătește și el 2.000 de lei. Australia și UNESCO au ajuns la un acord în disputa privind Marea Barieră de Coral. După declarații contradictorii care au durat 2 ani de zile, miliarde de euro vor salva acest loc unic în lume. Inclusă în patrimoniul mondial din 1981, acum 2 ani, UNESCO a vrut să înregistreze Marea Barieră de Coral din preajma Australiei pe lista siturilor în pericol, spre nemulțumirea guvernului australian de atunci, în contextul în care jumătate dintre coralii săi au pierit din 1995 încoace, din cauza creșterii temperaturii apei oceanului. Noul guvern australian a promis că va cheltui 2,7 miliarde de euro pentru protejarea Marii Bariere de Corali. Oficialii de la Canberra doresc să evite astfel plasarea acesteia în rândul siturilor în pericol, pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. După cum a anunțat agenția de știri Hot News, care citează AFP, printre măsurile promise se află crearea unor zone fără pescuit pe o treime din suprafața sitului până în 2025, o reducere considerabilă a dejecțiilor poluatoare din agricultură și industrie, precum și scăderea emisiilor de dioxid de carbon ale Australiei. Statul de la Antipozi este unul dintre cei mai importanți producători și exportatori mondiali de cărbune și gaze naturale și una din primele țări în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon pe cap de locuitor, devansând cumul China și chiar Statele Unite, după cum arată un studiu al Băncii Mondiale. Pe lângă valoarea inestimabilă din punct de vedere natural și științific, se estimează că Marea Barieră de Coral, care se întinde pe o lungime de 2300 de kilometri, generează venituri anuale de aproape 5 miliarde de dolari din turism pentru Australia. Să vedem deocamdată cum va fi vremea în țara noastră pe termen scurt. Meteorologii ne avertizează în continuare de vreme instabilă în mai multe zone. La noapte vor fi înnorări temporar accentuate și averse ce vor avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi cantități de apă însemnate și condiții de grindină. Vor fi în jur de 19 grade în Constanța, 16 în Iași, 14 în Brașov, la fel în Deva, în Târgu Mureș 15, iar în vestul țării, în Oradea, Arad și Timișoara, în jur de 13-14 grade. Mâine, în jumătatea estică a țării, vremea se va menține
se va menține instabilă, dar se va încălzi, iar manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și de scurtă durată în timpul averselor. Vor fi 27 de grade în Constanța, 30 de grade în Iași, 23 în Brașov, la fel în Sibiu și Târgu Mureș, 26-27 de grade în Arad și Timișoara. În capitală vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa undeva la 28 de grade, iar cea minimă de la 15 până la 17 grade. La munte, instabilitatea atmosferică se va menține pronunțată. Vor fi norări temporar accentuate și averse însoțite de descărcări electrice în zona Carpaților Oriental și Meridionali și pe arii mai restrânse în RS. Pe alocuri vor fi cantități de apă însemnate și condiții de grindină. 17 grade în Sinaia, 18 în Predeal și Poiana Brașov, 15 grade în Ceahlău. La mare cerul va fi temporar noros și trecător vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi între 24 și 26, poate 27 de grade, iar cele minime între 18 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori între 21, 22, poate 23 de grade, iată în Costinește, Forie Nord și Mamaia. De două zile a venit și vacanța, chiar dacă nu cu trenul din Franța, cum spune cântecul copiilor, totuși din acest weekend, trenurile soarelui circulă din nou spre litoral și delta Dunării. Peste 30 de garnituri CFR sau ale unor operatori privați vor asigura zilnic legături directe între marile orașe ale țării și stațiunile de la mare. Călătoria cu trenul de la București la Constanța durează 2 ore și 20 de minute, timp care cu greu poate fi reușit cu mașina personală. Mersul cu trenul către mare e și rezonabil financiar. Un bilet la un tren CFR din capitală până la Constanța la clasa a doua începe de la 37 de lei în cazul trenurilor Regio și ajunge la 82 de lei în cazul celor Intercity. Și încă o veste bună. Românii vor avea zilnic și trenuri CFR directe de la București către Istanbul, Sofia sau Varna și retur, iar aceste trenuri vor circula până în octombrie. Iar prețurile variază între 30 și 54 de euro în funcție de destinație și clasa aleasă. Vara e anotimpul preferat de copii și tineri pentru tabere. Care sunt tendințele pentru această vară în ceea ce privește taberele? Ne spune acum consultantul nostru în turism, Cristi Pitulice. Toți elevii visează la o tabără, ca să zic așa, într-un fel sau altul și, în general, cei mici sau nu chiar foarte mici, cei de liceu, visează preponderent la tabere în afara țării. Și în ultimii ani acestea au luat un avânt și o amploare deosebită, sunt din ce în ce mai bine organizate, au apărut agenții de turism specializate în a oferi tabere tematice, în primul rând, cam în toate destinațiile din Europa. Cele mai solicitate sunt Marea Britanie, dar și Italia, Franța, sunt tabere tematice în Malta, în Cipru, avem și în Germania sau în Olanda, mai puțin către țările nordice sau către Europa centrală, dar în momentul de față vreau să vă spun că aproape fiecare liceu, cel puțin din București, are în oferta de tabere de vară acest segment de tabere tematice externe. Ce înseamnă tabere tematice? Sunt tabere în care copiii fie se pot orienta către aprofundarea unei limbi străine, dacă se duc, de exemplu, către Marea Britanie sau către Italia sau către Franța. Sunt tabere de cultură, tabere de istorie, de științe, sunt tabere de aventură. Lacul Garda din Italia este foarte solicitat pe piața românească în ceea ce privește organizarea de tabere acolo. Pe plan intern, situația este din ce în ce mai bună față de anii trecuți, pentru că au apărut o mulțime de unități de cazare, pensiuni în special, care au început să se specializeze pe grupuri de copii și să pună la dispoziție niște servicii mult mai bune decât anii trecuți. Bulgări de zăpadă pe cer. Asta au văzut americanii din Texas și n-a fost vorba de un joc video, ci un tip aparte de nori, care se numesc Mammatus. Acești nori se formează atunci când aerul rece coboară mult către sol. Fenomenul apare atunci când există turbulențe într-un nor cumulonimbus, singurul tip de nor care produce grindină, tunete și fulgere. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de azi a emisiunii E vremea ta, dar nu uitați că ne găsiți pe Facebook, dar și pe YouTube. Vă las acum cu imaginea zilei. Eu sunt Andrei Bărbulescu și vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme.